Un bun venit la acest concert în seara aceasta. Mă bucur că ați venit așa numeros. Suntem, cred că, mai mult decât aici, dar aici a luat pe scenă loc 70 de tineri din Bremen. Orchestra din Bremen s-a înființat în anul 1980. Și este cel mai mare orchestra din Bremen a tinerii. Aparține la școală de muzică și are proiecte multe și chiar mari. O dată pe an, ei cântă într-o arenă cu 20.000 de public. Și acum, cu noi aici împreună. În fiecare an, ei fac o turnee. Au fost în Franța, în Spania, în Polonia, în Lituania și anul acesta în Transilvania. O să ascultăm acum două piese, Ataca. Primul este compus de la dirijorul Martin Lenz și a compus acum de 2 ani la o casă mai tristă, Bereavement se numește prima piesă, pierdere. Orchestra a pierdut o colegă de flaut într-un accident tragic. Și această piesă arată tristețe, arată fără speranță și impresionează pe tinerii. La premieră a fost după aceea un chirie de la o misa de la Franz Schubert, care totuși a dat speranță și o viață nouă. Astăzi o ascultăm după aceea o piesă de la Raff, Johann Josef Raff, un compozitor din timpul romantic, cu piesa lui Ein feste Burg ist unser Gott. O cetate puternică este Dumnezeul nostru. Combinația aceasta vrea să ne arată o speranță spre viitor, vrea să ne gândim chiar la biserică, anul aceasta biserică evanghelică se pădurește 500 de ani de reformație și prin Martin Luther și coralul asta chiar a scris Martin Luther. O idee, un loc unde putem tinerii să prelucrează tristețea prin pierderea unei colegă, dar să da și pot în timpul de acum, unde ascultăm mereu de război, de teroare și vrea să ne deschide o privire nouă pe aceste întâmplare. Vă doresc o audiție plăcută. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und euch viel Freude beim Spielen. Thank you.
oboi și orchestra, compozitorul și oboistul german Ludwig August de Brun arată posibilități de neimaginat ale instrumentului său. În cele trei mișcări, Allegro, Grazioso și Rondo Allegro, el unește contrastele în dinamică, articulație și înălțimea tonurilor. Un critic contemporan a spus că el fermeca cu oboiul lui divin. Le Brun era oboistul cel mai cunoscut și celebrul al timpului. El era primul care știa să cânte sunete mai înalte decât 2-2 și era cunoscut pentru un sunet excepțional și o virtuozitate deosebită. Din copilărie a fost atras de muzică. Tatălui era oboist la curtea din Mannheim. Fiul urmând pașii tatălui, începând cu vârsta de 12 ani. Educat în școala din Mannheim, prelucrează motive mici, melodice, dinamice pline de contrast, pasaje unisono și o mănuire nouă privind utilizarea instrumentelor de suflat. Cu această creare a unui sunet al orchestrei plin de exprimare, a avut posibilitatea de a adăuga în mod expus și potrivit melodiile de oboi. Le Brun a influențat cu stilul acesta compozitorii din secolele 18 și 19. Cu primul său concert de oboi a primit stima internațională. Ca soliste vom asculta pe Mia Priberno, care s-a născut în august 1999 la Bremen. La vârsta de 5 ani a primit primele lecții de pian, câțiva ani mai târziu a luat ore de violoncel. La vârsta de 11 ani a început cu ore de oboi. În primăvara anului 2013 a devenit membru al Sinfonietei de Tineret, iar niciun an mai târziu a intrat în orchestra de tineret din Bremen. Aici cântă prima voce din oboi și acum 2 ani a intrat în comitetul de conducere al orchestrei de tineret. Chiar acum, în anul ăsta, a terminat școala cu bacalaureat și va începe studiul în toamnă.
Thank you.